Bună ziua și bun găsit, o ediție specială a emisiunii În fața ta și un invitat special, Dana Rogoz. Bun găsit, Dana Rogoz, mulțumim că ți-ai făcut timp să vii. Mulțumesc de invitație, în primul rând, e o plăcere. Și, ca de fiecare dată, alături de mine, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Bună ziua. Dana Rogoz, sunt generații întregi de copii în această țară care au crescut alături de tine. Nu cred că e prima oară când cineva îți spune lucrul ăsta sau ești oprită pe stradă și ți se aduce aminte de Dana, copilul care... În fiecare zi. În fiecare zi. Da, în fiecare zi cineva mi-amintește. Și, pe de altă parte, eu sunt și genul de persoană care trăiesc destul de mult cu amintirile din trecut. Adică și dacă nu mi-ar aduce aminte ceilalți, foarte des, probabil chiar zilnic, se întâmplă să-mi aduc aminte de copilăria mea, de toată perioada respectivă. Care-i prezentul Danei Rogoz acum? Prezentul este Dana, mama de copii, minunați, de 7 ani și 1 an și jumătate. Este actriță. Dana, în momentul acesta, joacă în teatru independent, în mare parte, în filme, în țară și în străinătate. Și... un om împlinit. Un om împlinit. Cel puțin, nu știu, cred că după 30 de ani s-au produs niște schimbări, am început să fiu mai conștientă cumva, să fac alegeri și am simțit că ajung să mă și bucur de ceea ce construiesc. Am ajuns, a trecut timpul foarte repede, am ajuns să vorbim cu Dana Rogoz, cu Abraham Burica despre copii. Da. Asta mi se pare... Da, e o realitate, adică toți au acest șoc, practic, pentru că își dau seama că și eu am îmbătrânit. Da, am îmbătrânit cu toții, pentru că, cumva, oamenii când se uită la mine speră să mai fiu copile pentru să ne întoarcem acolo, exact. Nu? La Home Alone 1, exact. 2 și 3 este perioada. Nu, realitatea e alta. Realitatea e că, într-adevăr, publicul meu, adică publicul care mă urmărește, e publicul de părinți în momentul acesta. Bun, hai să ne întoarcem totuși puțin acolo. Da. A fost greu să te desprinzi de Abraham Burica, de copilul teribil care a debutat, nu, pe micile ecrane la o vârstă fragedă, care a avut succes fulminant, după care a trebuit să devii matură, nu, să crești. Că de asta aminteam de Macaulay Culkin și de Home Alone. Și el un copil teribil la vremea lui. Apropo de Macaulay Culkin, pe vremea când eu eram Abraham Burica, aveam discuții imaginare cu el. Mi se părea că practic suntem cam la fel. Pentru mine, na. Adică mi se părea că da, și el filmează, și eu filmez. Adică discuțiile erau, tu ce ai la pauza de masă, ce mănânci de obicei? Adică, mi se părea că așa își purta un dialog cu Macaulay Culkin. Dar acum, adult fiind, îmi dau seama că există o mare diferență și cumva mie mi-a fost mult mai simplu. Pentru că, evident, expunerea unui personaj de genul Macaulay Culkin e, evident, mult mai mare. Pe de altă parte, nu mi-am propus neapărat să mă desprind de acel personaj și, sincer, cumva și acum mă bucură orice asociere cu trecutul, adică n-a fost ceva voit, trebuie neapărat să mă rup de personajul ăla. Am crescut în fața publicului și am îmbrățișat fiecare etapă în parte, nu știu, adolescență, viața de adult, viața de părinte și așa mai departe, fiecare statut și cumva publicul cred că a avut timp să se obișnuiască treptat cu această evoluție, mai ales că pentru fiecare etapă a existat un proiect. Imediat după Abracadabra, bine, am prezentat Vremea, dar era o situație specială, pe vremea respectivă eram tot doi copii care prezentam Vremea, eu și Iulia, după care am intrat în serialul La Bloc și acolo cumva a avut loc o maturizare forțată, chiar dacă eu aveam 16 ani, eram prea mult mai mică și cumva prin machiaj și costum m-au adus la vârsta de 16 plus, să spunem. După care, mă rog, am început facultatea de teatru și pas deci, cu pas așa... Tu ți-ai trăit și adolescența la televizor. Da. Pe sticlă. Da, prima pauză de sticlă, să spunem, de TV, am luat în momentul în care am rămas însărcinată cu Vlad, îmi doream foarte mult un copil și aveam contract cu Pro și filmam foarte mult și în perioada respectivă și le-am spus că eu vreau o pauză și mi-au spus cât de lungă și am zis nu știu cât de lungă, trebuie să-mi acord această pauză și acest timp pentru că realmente de când mă știu eu cumva fac asta și chiar până în momentul respectiv nu avusese nicio pauză de la, nu știu, probabil, adică contractul cu ei aveam de când aveam 8 ani, 9 ani. Și am zis, ok, e momentul să-mi iau o pauză și, de fapt, nu m-am mai întors în televiziune. Adică, ok, pot să am anumite colaborări așa foarte punctuale, dar am câștigat altceva. M-am întors în teatru, aveam o independență financiară prin social media și atunci nu eram cumva
nevoită să intru repede într-un proiect de TV și ne-am organizat altfel. Vlad, viața. Băiatul tău de 7 ani, o cunoaște și pe mama lui când avea 8 ani? A văzut-o la televizor? A văzut-o, i-am și arătat niște filmulețe. N-a fost foarte extaziat, nu pot să... adică am fost puțin dezamăgit, eram, uite Vlad, da, nu știu, el a crescut cu mine așa și se pare cumva normal ca toți actorii, că el asta înțelege, că eu sunt o actriță și cumva toate mamele actrițe au parte de acest traseu. Adică și când mă vede pe... Serios, nu i-ai explicat cine erai pe vremea da. Aia? Uite, l-am întrebat și pe Macaulay Culkin, te întreb și pe tine, cum e să fii vedetă la 8 ani? Să ți se ceară autografe? Să mergi pe stradă, să alerge lumea mult mai după tine. Târziu, că e ceva deosebit. Eu așa am început. Pentru mine n-a fost o schimbare peste noapte. Cred că mai greu le e celor care și-au dorit, când erau copii, să devină superstarul, să, nu știu, și care au încercat prin diverse concursuri și care s-a întâmplat peste noapte genul ăsta de transformare. Cred că e mult mai grea adaptarea. Eu, efectiv, așa am crescut. Eram luată de mână și plimbată prin toate clasele în școala generală. Să le cânt, să le zic poezii, să distrez copiii. Să lăudau cu tine, nu? Da, și te practic prestam servicii. Sau dacă mergeam, nu știu. Timpul liber. Da, în parc că... sau, nu știu, undeva se legau copiii de mine, la patinoar. Era un câr după mine. Cumva mi se părea că așa e normal să se întâmple lucrurile. Da, tu la 8 ani mergeai la serviciu? Știam că am un serviciu. Știam că... am un salariu, știam ce e o diurnă, știam ce e un stat de plată, semnam cu Abramurica Dana, asta era singura chestie care, mă rog, este de amuzantă pentru restul oamenilor. Aveam un ecuson de angajat, dar pe care scria star. Este foarte amuzantă, iarăși. Mă rog, dar știam, chiar știam ce înseamnă filmare și știam ce înseamnă echipă și eram foarte responsabilă, în sensul că nu lăsam echipa să stea după mine, eram tot timpul cu textul învățat, tot timpul pregătită pentru ceea ce urmează să se întâmple la cadru. Și foarte conștiincioasă și la școală, pentru că părinții mei nu erau din lumea asta și cumva li se părea că oricând se poate de opri. De curiozitate, din câți copii ai fost selectată tu atunci când ai intrat în show-ul ăsta Abracadabra? Atunci a fost un casting foarte, foarte mare. Ei se mutau de la TVR la ProTV. Eu înainte fusesem parte din grupul Minisong, condus de Alunchian Mihalea. Și am dat un casting la care au participat atunci, cred că vreo 3800 de copii sau ceva, a fost ceva uriaș. Nu căutau neapărat pe Abramurica, căutau cumva să-și refacă trupa și nu se așteptau să vină atât de mulți părinți cu copii. Practic, părinții țineau coada copiilor, adică rămâneau la coadă zile ca să poată să sune copilul, să vină copilul. Pentru că părinții voiau să aibă copii vedete. Asta tu ce voiai atunci? Adică cum au ajuns părinții să te părinții mei nu-și doreau ca eu să fiu vedetă, neapărat. Adică chiar nu își doreau asta. S-a întâmplat. Își doreau, în schimb, să avem o activitate și eu și frații mei. Așa cum spuneam, părinții mei erau ingineri chimiști, nu aveau absolut nicio legătură cu lumea asta și nu exista o fascinație în familia mea pentru această lume a showbiz-ului. Pur și simplu au văzut că trece avem înclinații și, de exemplu, fratele meu mare era la Scrimă, la Steaua, eu și fratele meu la Minisong. De la Minisong, în schimb, pentru mine s-au legat lucrurile și cumva părinții mei au fost împinși de la spate, ok, e făcută pentru asta, trebuie să o susțineți, trebuie să o încurajați și să fiți alături de ea pe drumul ăsta. Și nu știa nimeni că va fi un fel de posibilă carieră din chestia asta, iar eu așa am crescut, cumva... mi se tot repeta faptul că azi ești, mâine nu ești, trebuie să te ții de școală. Eram un copil care mergea la olimpiade paralel, adică performam la școală. Dar mama zicea, azi ești, mâine nu ești. Da, mama. Da. Dar la modul că... adică rămâi cu picioarele pe pământ. Da, exact, exact. Asta e doar o fază. Și, exact. Și mai era un lucru foarte important, atât Marian Rălea, care era cumva conducătorul nostru acolo, mentorul nostru, cât și Ruxandra Ion, cea care... crease formatul Abracadabra, erau doi oameni care cunoșteau foarte bine copii și înțelegeau acolo unde e mai mare dorința copilului sau mai mare dorința părinților. Practic, aveau o plajă de selecție foarte mare cât să elimine cumva încă din etapa asta de casting copiii care veneau chinuiți acolo doar din obligația sau dorința părinților. Multe staruri care sunt din copilărie nu au un traseu în viață liniștit. E greu să porți pe umăr steaua asta pe care tu ai purtat-o. Cum rămâi normal? Din educație, cred că vine. Și trebuie să ai și un fond, probabil, bun. Asta spun pentru că eu, ca mamă, văd că am doi copii foarte diferiți și că
deși încerc, adică ei cumva... Ei crescut la fel. Da, ei cresc la fel, dar au un... au ceva lor și eu încerc doar să mă adaptez nevoilor lor. Adică de-aia cred că un copil care intră în lumea asta și care devine public trebuie să aibă niște date ale lui cu care cumva e înzestrat de la bun început, dar vine mult și din educație, exact din acest, ok, nu o lua razna, ține-te de treabă, e, până la urmă, dacă îți face plăcere, și pentru mine era o mare plăcere, adică era, nu știu, genul de pedeapsă, nu ești cu minte, nu te mai las la bracadabra, adică eu voiam să fiu acolo, îmi găsisem o a doua familie, dar cred că e foarte greu momentul în care se oprește totul și te trezești, adică am văzut asta în foștii colegi de la Bracadabra, pentru că nu toți au continuat, eu sunt singura, de fapt, care a dat la actorie, restul cumva au rămas o parte dintre ei în spatele camerelor, sunt au terminat regie, dar eu am urmat acest drum cumva de a fi în fața camerelor, să spunem, sau pe scenă, adică tot în atenția publicului, dar cred că atunci când se oprește, totul e, poate să fie dureros. Și le povesteam recent colegilor mei din teatru că am jucat la Focșani și ne aducem aminte așa ca dintr-o altă viață că avem spectacole la Focșani 1 iunie unde se adunau 10.000 de copii și că totuși ce bine că am rămas un om sănătos pentru că eu nu știu cum ar fi reacționat Vlad al meu, de exemplu, care dacă ar fi fost pe scenă și ar fi ridicat o mână așa cum făceam eu, dacă ridicam o mână, 10.000 de copii ridicau mâna după mine. Chestia asta poate să te destabilizeze, adică să ai senzația că ești super erou. Pe măsură ce ai crescut, ai devenit adolescentă, n-ai avut tentația asta de a aluneca, de a face lucruri de vedetă? Nu, chiar nu. Mai ales că aveai banii tăi la vârsta aia. Aveam, dar erau banii familiei cumva, adică nu mi se dădeau bani pe mână așa la discreție și nu, nici nu a existat o tentație neapărat de a face lucruri, nu știu, nebunești sau ceva. Cred că singura mea tentație era, băi, să iau o notă mică odată, dar n-am făcut-o nici asta. Dar mi se părea că o nebunie ar fi să iau odată un 4, să văd și eu cum e să iau un 4 sau ceva. Dar nu, n-am făcut-o, n-am avut această, nici măcar această demență. Pe copiii tăi încuraja să o apuce pe un astfel de drum? Îi urmăresc, sincer. Nu, ei, ok, apar, de exemplu, pe contul meu, oamenii îi recunosc pe stradă, dar n-apar niciodată în postări comerciale, nu au joburi, practic, la vârsta asta, în niciun fel. E o limită pe care eu am setat-o și, de exemplu, chiar recent mi se propusese, nu știu, o campanie, inclusiv outdoor cu Vlad și am spus, nu, odată că el nu participă și apoi eu, când m-am gândit, am zis, la Vlad, nu cred că ar fi pregătit pentru asta. Emoțional, cred că nu ar face față și aștept mai mult de la ei să vină chestia asta, dar i-aș lua cu mine, ei, de exemplu, la teatru. Când... Să aleagă ei. Da, dar i-aș lua în lumea teatrului, de exemplu, care mi se pare că e o lume frumoasă, adică să vadă ce înseamnă, cum se construiește un spectacol, cum se descifrează un text. Foarte mulți colegi actori care au avut părinți actori au fost luați și crescuți prin culise și sunt niște, nu știu cum să zic, sunt mare parte niște adulți agreabil, cel puțin agreabil. Adică, cred că le e un traseu frumos. E, uite, mai e o industrie care tu te intersectezi acum. Da. Cea a influencerilor. Da, bine, această denumire se schimbă constant, dar da. Acum e alta? Cred că cumva termenul de influencer deja e aruncată pe orativă și acum se preferă creator de conținut. Creator de conținut. Acum toți. Bun. Și mă integrez și eu în această brează. Tot persoane suntem cu notorietate care ajung prin brandul lor să susțină într-un fel sau altul și alte branduri. Da. Haideți să discutăm puțin și despre zona asta. Luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem, continuăm. Rămâneți așadar alături de noi. Ne-am întors. Dana Rogoz este invitata ediției de azi a emisiunii Fața Ta. Înainte de pauză, Dana Rogoz, te întrebam sau te rugam să ne dai mai multe, să ne descrii așa, să ne faci o fotografie a acestei lumi. Ai spus că influencer nu mai e chiar... Glumesc, acum cred că e ok, poți să spui cum preferi, influencer, vlogger, habar n-am. Ideea e că iarăși eu am avut cumva un traseu atipic și anume... Eu veneam deja cu o notorietate câștigată în TV, pe care cumva am adus-o în mediul online. Eu când am început pe blog, scriam și scriam în pauze de la filmare în Buftea. Nu exista o perspectivă financiară, adică nu gândeam ca pe un posibil job. Pur și simplu scriam de plăcere
și aveam bucurie, aveam satisfacția că pot să comunic direct cu publicul care mă urmărește, pentru că în etapa respectivă a vieții, orice dialog pe care aveam cu publicul era cumva intermediat de un proiect. Pentru ei eram ori Abraham Burica, ori Mimi din la bloc, ori era mult mai greu să ai acces cumva la Dana, cine e Dana, ce o preocupă, ce pasiune are, habar n-am. Și în plus de asta, orice dialog cu publicul era intermediat de un PR, lucrurile erau mult mai stricte, așa, mai rigide, și am început să scriu și primele deal-uri, să spunem, au venit, cred că după ani de zile, pentru că nu exista atunci o comunitate foarte mare. Blogosfera era foarte la început în România și iarăși blogul și online-ul meu s-a dezvoltat pur și simplu organic, fără să am nu știu ce strategii sau nu știu ce manager de care să-mi ghideze conținutul, natural în funcție de, și a tot schimbat topicul și categoriile în funcție de preocupările pe care le-am avut la fiecare etapă în parte. Poate fi considerată un job? Este un job. Un business? Este un job pentru foarte mulți și inițial, sincer, eu am fost sceptică, mi se părea cum să fie ăsta un job, adică pentru că eu eram un om care, ok, lucrasem de mică, avusesem un job de mică și cumva mi se părea că nu trebuie să sar etape, trebuie să ai o meserie, trebuie să ai o profesie. Eu am urmat facultatea de teatru, mă rog, un ATC, o secție actorie, am urmat în paralel și facultatea de comunicare și relații publice, tocmai pentru că dacă cumva nu reușesc cu teatru să am o rezervă, să mai pot să mai fac ceva, în fine, am urmat și cursuri de fashion marketing la Paris, adică mi se părea că trebuie să ai despre ce să vorbești, adică, ok, fă-te, și nu știu, să arhitect și apoi, ceva, da? Da, exact, ești arhitect, apoi vorbești despre asta, ești, mă rog, acum, în schimb, tot eu, după ani de zile, am dat seama că nu, ok, iau-o ca atare, e un alt job, Dana. Și un alt job pe care foarte mulți îl fac foarte bine, își dedică tot timpul acestui job, au satisfacție, au libertate, au și, adică, într-un fel îi admir că au devenit cunoscuți prin intermediul acestor rețele și sunt, nu știu, fete foarte tinere care pur și simplu au o carismă fantastică și muncesc foarte mult cât să ajungă să fie vizibile într-un hău de ăsta, pentru că sunt totuși milioane de oameni care încearcă acest traseu. Deci internetul, pare foarte ușor. Internetul, rețelele sociale au topit acea coadă din fața televiziunii, da? Unde se făcea castingul. Da, exact, exact. Au topit și au creat noi vedete. Adică acum și când mă uit foarte rar la televizor, televizorul meu stă mai mult pe desene animate, da? Dar altfel când mai butonez și mă uit la emisiunile de, nu știu, mondan, să spunem, sunt invitați și noile vedete sunt cei care activează în mare parte mediul online. Și copiii cumva e o nouă lume. Au telefoane mobile? Au acces la... Copiii mei nu au telefoane mobile. Ar fi... Lia, dacă ar avea un telefon mobil și ar folosi, ar fi un geniu. Cel mare. Nu, dar nici cel mare nu știe ce e aia. TikTok, YouTube, nu știe și măcar Instagram. Știe că eu am un job care cumva se leagă de telefon, pentru că mă vede tot timpul cu telefonul în mână și explic că de cele mai multe ori ăsta e jobul meu și eu trebuie să fac, că explic ce înseamnă reclamă la un produs, știe, adică înțelege că, ok, actorii fac asta de obicei, dar altfel nu e tentat și nu știe cap ce se întâmplă prin lume, adică mi se pare destul de comic cumva că eu îi cunosc pe marea majoritate din Breaslă și sunt alți colegi de lui care sunt fascinați, au tot felul de idoli la care cumva Vlad ar avea ușor acces și el, când îi întâlnește pe stară, nu îi se pare cu nimic mai special, da. Cine? Mama și întreabă. Mama, da. Dana, tu ești actriță. Pe rețelele sociale tu joci un rol? Toți jucăm un rol, chiar și acum și întotdeauna, în sensul că există o protecție pe care o am cumva și pe care mi-o pun, să zicem, mască e mai mult spus deja, dar există o protecție care mă apără în mediul online. Nu sunt eu tot timpul cea, nu știu, ascunsă în dormitor, habar n-am. Adică nu tot timpul am curajul să mă arăt așa, vulnerabilă, dar pildă, o fac. De pildă, îți permiți să arăți rău pe Instagram? Bineînțeles. Eu nu sunt tu tocmai... Tu îți permiți să arăți rău pe Instagram? Cum să nu? Dar eu să fii tristă pe Instagram? Absolut. Absolut. Asta e o chestie de alegere, până la urmă. Dar spun și că e o chestie... Și nu pierzi followers?
nu sunt foarte orientată, nu asta-i ținta mea, să am un număr mare de followers. Și cred că depinde și ce îți alegi. Eu sunt un om care am fost cât se poate de onest, repet, limita este pur și simplu aia pe care o am și în societate, să spunem. Altfel, eu sunt un om care sunt corect, care fac respect legea, nu mă abat, sunt un om care nu are ce să ascundă. Când ascunde înseamnă că are o durere prea mare, să spunem, în momentul ăla e cumva prea acută pentru a o vorbi public, dar nu înseamnă că n-am atins subiecte foarte dureroase sau subiecte care știam că n-ar fi tocmai îmbrățișate de like-uri și, nu știu, apropo de vaccin sau de LGBT sau alte teme care știam că nu sunt agreate de majoritate. Dar asta e o alegere pe care am făcut-o eu, nu înseamnă că e în job description-ul de influencer. Sunt foarte mulți care se feresc de subiectele astea. Nu. Nu mai bine scriu despre, nu știu ce, make-up sau habar n-am, dar, iarăși, cred că fiecare are un anumit public și știu că publicul meu așteaptă mai mult de la mine, adică nu așteaptă doar, iar apropo de cum arăt, eu sunt o actriță și arăt așa, adică arăt cu riduri, cu cearcăne când trebuie, arăt în toate felurile, adică mi se pare că pe cine păcălesc, nu știu, nu, adică n-am avut niciodată și nici nu sper că nu să am dorința de a am arătat altfel când, de fapt, eu, mai ales pentru mine, corpul meu și fizicul meu e un instrument în profesia pe care mi-am ales-o. Îi se reproșează rețelei astea, în special Instagramului, că contribuie la sporirea anxietății în rândul tinerilor. Pentru că acolo văd vedete perfecte, cu viață perfectă, în vacanțe perfecte, cu familii perfecte. De fapt, este o rețea în care fiecare își construiește un alias din ceea ce ar vrea să fie și de multe ori nu este. Da. Simți lucrul ăsta și tu? Simt că pe Instagram mai ales e o imagine cumva aspirațională. Oamenii aleg să posteze conținut aspirațional. Pe de altă parte, cred că ar trebui cumva să existe o materie la școală, așa cum, nu știu, la orele de diligenție, să se discute faptul că nu e realitatea. Așa cum nici când te întâlnești cu un om pe stradă, nu poți să spui că îl cunoști doar pentru că l-ai văzut cum s-a îmbrăcat sau cum a reacționat, nici măcar într-o anumită situație. Adică, deci Instagram nu este realitatea, spui. E o altă realitate, da. E una, este adică, o realitate virtuală. Da, cred că, de fapt, cea mai mare problemă este că tu ai senzația că ai foarte mulți prieteni, că te aude foarte multă lume, că ești ascultat și, de fapt, nu e așa. Adică cei care îți dau like-uri, acolo sunt, de fapt, problemele. Cred că mai mari decât alea că aș vrea să fiu ca X sau ca Y. Mi se pare că, din potrivă, e destul de puternic trendul ăsta în care hai să ne arătăm cum suntem, nemachiați, hai să vorbim despre... adică cumva aproape exagerat. Unii am ajuns să vorbească, să dramatizeze, să se victimizeze în situații care, ok, nu e chiar, nu e chiar așa de rău cum ai vrea să fii. Adică până și asta a devenit așa cumva... Hai să ne fie rău acum pe Instagram. Nu. Dar este un nou trend? Da, există acest trend de victimizare excesivă. Stai o clipă, ia ușor. Hai să fim onești cu cât simțim. Ok, ne e rău, spunem că ne e rău, de acord. Dacă putem să spunem, repet, asta e o chestie de cât de vulnerabil ești sau nu ești în fața oamenilor. În același timp, cred că, repet, mai problematic mi se pare faptul că oamenii în ziua de azi au senzația că sunt ascultați și că fac parte dintr-o comunitate mare, dar de fapt... sunt foarte departe de oameni. Foarte departe. Adică online-ul nu te apropie de oameni. Eu am început cu un blog și mi se părea că acolo cumva lucrurile erau mai intime. Adică omul care intra pe un blog, care citea un text, deja cumva se crea o comunitate mai puternică și mi se pare că se mai întâmplă asta în anumite comunități pe Facebook. Dar altfel, mai ales când treci la un anumit număr de followers, da, de urmăritori, e foarte greu să mai ții o comunitate unită. Mai ales la subiecte de genul, uite, vaccin, fai de mine, ies acolo, scânteie, e foarte greu să vorbești cumva unei majorități. De aceea eu, de exemplu, când scriu, eu îmi imaginez că sunt unui singur om. Eu vreau să scriu unui prieten, cuiva care ar avea nevoie de textul ăla. Nu-mi imaginez că scriu la nu știu câți am, 700.000 de oameni, că n-am cum să mulțumesc 700.000 de oameni. Pentru pozițiile tale legate de vaccin, ai fost înjurată, ai primit amenințări? Și voi bănesc. Bineînțeles. Și da. Cum gestionezi? Sunt destul de călită, sincer. Ok, încerc să am un dialog constructiv. Fratele meu este medic infecționist. Nu am vorbit așa. Iarăși, nu vorbesc despre lucruri pe care eu nu le stăpânesc. Adică nu stau să discut rețeta vaccinului
cu nimeni, pentru că eu nu cunosc acest subiect, dar pot, având un frate infecționist, să transmit mesajele lui. Adică încerc să am, repet, un mesaj responsabil și asumat până la capăt. Și da, încerc să am un dialog acolo unde se poate bine, nu se poate, nu trebuie să împărțim același spațiu în mediul online, din păcate, asta e. Și s-au rupt legături. Dar iarăși, nu sunt chitită să adun un număr mare de oameni care să mă urmărească. Ai spus două lucruri mari ca un început de manifest anti-rețele sociale. Instagramul nu este realitatea și online-ul nu apropie oamenii. Ce poate să apropie astăzi oamenii într-o societate hipertehnologizată? Tu cum faci? Cred că o să ne întoarcem tot în offline, să spunem așa. Adică asta a fost un feeling pe care l-am avut de acum mai mulți ani, că ceva cumva n-a evoluat pe drumul bun, nu știu cum, ceva e greșit la un moment dat în acest online și atunci cred mai degrabă că ne vom întoarce la întâlnirile offline. Sigur, pandemia le-a limitat și pe acelea, dar cred că omul are nevoie de contactul ăsta direct. Și era cumva, la un moment dat, era chiar așa, era acest paradox că eram invitată să vorbesc despre rețelele online, dar unui public. Eram, hei, după cum vedeți, ca să lămurim problema online-ului, vorbim față în față. Știi? Adică, ok, deci tot avem nevoie să ne întâlnim fizic să vorbim despre lucrurile astea. Și cred că, ok, va exista acest online în care eu pot să-mi anunț spectacolul de teatru, dar experiențele cu adevărat, alea care chiar te modifică și care unesc oameni și care schimbă oameni, se vor întâmpla și cred că se întâmplă pe bune mai mult sau, adică, mult mai mult în offline. Cred că trebuie să luăm o pauză, dar înainte o să te întreb un lucru, pentru că în pandemie voi n-ați jucat. A fost o perioadă în care a stat acasă. Cum alterează comportamentul, personalitatea unui actor faptul că îi lipsește scena, faptul că nu joacă într-o sală cu public? Și așa e, Florin, are dreptate. Luăm o pauză. Ne întoarcem și ne răspunzi. Așadar, rămâneți lângă noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Dana Rogoz este invitata zilei de astăzi. Te întreba înainte, Florin, despre actori și cum a afectat pandemia un actor care n-a putut să iasă. Psihologic, da? Ce și dacă a avut traume, dar cred că și financiar pe mulți. Da, asta spun, că e un subiect foarte, foarte amplu. Sigur că eu, din punctul ăsta de vedere, sunt privilegiată tocmai pentru că nu sunt dependentă financiar de teatru. Adică eu pot să mă întrețin, să mă susțin și din alte activități care n-au murit odată cu pandemia. Și în același timp am și jucat destul de mult în pandemie, am filmat în străinătate, în Slovacia, deci am rămas cumva activă, am repetat pe Zoom în mare parte din timp, am și ridicat un spectacol totuși în pauzele în care ni se permitea să ne întâlnim, dar ce văd și ce simt în jurul meu, pentru că toți, mare parte dintre prietenii mei sunt din lumea asta, foarte mulți prieteni actori, care sunt mai ales actori independenți, deci dependenți de public, este o perioadă groaznic dificilă, groaznic și, odată, da, financiar și mai ales emoțional. Am și avut, din păcate, anul trecut, am primit vestea cu toții cumva în brează că un coleg de-al nostru cu care eu și jucam la Teatrul Excelsior s-a sinucis și, sigur, poate că nu avea o legătură cu ceea ce se întâmpla în momentul ăsta al pandemiei, dar noi, discutând între noi, ne-am dat seama că aveam nevoie și avem nevoie de scenă să descărcăm anumite emoții. În general, cei care își aleg drumul ăsta au o sensibilitate anume, să spunem. Și au nevoie de întâlnirile alea, au nevoie de a descărca o emoție, și aproape că ne creasem un fel de grup, hei, ar trebui să mai, nu știu, să mai vorbim între noi, ok, noi actorii, dacă ești bine, ești ok, să ne auzim unul pe altul. Și iarăși să facem față acestui carusel al emoțiilor care se petrecea în timpul pandemiei, pentru că odată ți se spunea că gata, să deschid teatrele și te întorceai cu tânt entuziasmul, hai, luați decorul, strângeți, așa era un entuziasm, apoi nu, stai, stop, nu se mai deschid sau se închid sau după două săptămâni, iarăși și nu se întâmplă chiar peste noapte. Și ca să înțelegem foarte bine, în momentul în care
semnalul se deschid, teatrele era dat, spectacolul nu era gata a doua zi. Exact, nu e, nu știu, avem o mică tarabă pe care pac, o întindem, adică e un proces mai lung până, ok, se deschid, dar e destul de complicat să repui mașinăria în funcțiune. Și chiar și acum s-au reluat multe spectacole cu capacitate redusă, dar ceva nu e la fel încă. Odată și cred că și din partea publicului există în continuare o reticență, ce ține evident de siguranța personală, dar și de efervescența, mi se pare că încă lipsește în teatre. Adică cumva oamenii nu mai știu, ok, ăsta e momentul, gata, am revenit la normal, suntem cum eram, sau se gândesc proiecte de la bun început să fie pentru mai puțini actori, care să poată fi jucate eventual și afară, adică deja regândești cumva tot repertoriul teatrului altfel. Dar, desigur, eu acum vorbesc numele meu și nu sunt tocmai un actor care joacă la fel de mult poate ca alții sau, și sigur sunt alți oameni care ar putea să stăpânească și mai bine acest lucru, dar efectiv din ce am simțit eu e că lucrurile încă nu sunt ca înainte. Actorii de teatru independent, din ce au trăit în perioada asta? Cum au trăit? Revin la întrebarea inițială. Actorul de teatru este o specie diferită de actor. Trebuie să simtă sala. În momentul în care îl pui să joace online, ceva se pierde, poate chiar definitiv. Foarte mulți s-au bucurat inclusiv de acele reprezentații online, pentru că tot era o ocazie de a te întâlni cu colegii, de a te exprima, inclusiv o sursă financiară, dar altfel am chiar o prietenă care îmi povestea că am 35 de ani, sunt un actor care a jucat foarte mult înainte de pandemie, nominalizată, premiată și care am ajuns să-mi aștept banii pe card de la părinți. Pentru că asta s-a întâmplat, adică au familii, mulți dintre ei chiar sunt actori care amândoi lucrează în independent, adică cupluri formate pe scenă, practic, și le-a fost foarte, foarte complicat. Dar, iarăși, în același timp, mi s-a părut că brazna noastră cumva a fost cea mai înțelegătoare și tolerantă și disciplinată, adică cumva, iarăși, în gașca mea, cumva, da, toată lumea era vaccinată, toată lumea respecta regulile, adică, ok, și când aflai că, da, ți se reproșa, băi, dar ce, apucați-vă de alt job, adică, mai ales în online, au fost foarte multe reacții în care s-au creat niște grupuri de sprijin pentru anumiți actori care nu puteau să-și plătească chiria sau... Și reacția publicului așa mare, larg, care nu era probabil un public de teatru, era, apucă-te de altceva, ești tânăr, ai două brațe, muncește, ok, stai, știi, adică e viața mea asta, nu e, adică, ok, mulți dintre ei au făcut altceva în perioada asta și au găsit alte surse de câștig. Am doi colegi, prieteni, care au fost voluntari la DSP și răspundeau la telefon pentru că nu aveau de lucru și, adică, au făcut asta. Adică, cred că își doreau în primul rând să se simtă utili. Și cumva a fost așa un fel de test când se deschid teatrele. Oare mai vin oamenii să ne vadă? Adică oare mai au nevoie oamenii de teatru? Sau de fapt ăsta e momentul în care oamenii zic, băi, nu-mi lipsește. E doar o chestie pe care o facem pentru noi sau chiar există un potențial public? Și eu cred că există. Există niște oameni pentru care contează ce se întâmplă într-un teatru mic de 60 de spectatori. Am început discuția vorbind despre copii. Îți propun să o încheiem vorbind despre copii. Tu ești un părinte relaxat sau stresat? Grea întrebare. La primul copil ți-aș fi spus că sunt clar foarte relaxată. Și în mod paradoxal... Relaxată la primul? Exact! Și în mod paradoxal, după toate sfaturile primite, la al doilea, respectiv la Lia, am fost mai stresată. Cred că din cauza vârstei, sincer, în măsură ce crești. Cumva la Vlad eram prima din gașca mea de prieteni care avea un copil și chiar nu știam toate pericolele și bolile și nebunile și toate. Ei, până la Lia am apucat să aflu. Și acum sunt cumva... Dar cred că sunt totuși, aș putea să intru la categoria părinți relaxați. Pe cea mică, încă din primele luni de viață, ai dus-o deja pe platourile de filmare, așa-i? Da, am luat-o în bagajul de filmare. Mult, da, am filmat în Slovacia pentru un lung metraj. Inițial, proiectul trebuia să se întâmple în România. Eu urma să joc cu unul dintre rolurile principale, dar aici, în România. Și mi s-a părut că, ok, e posibil...
Nu exista pandemie în momentul în care eu am dat castingul, l-am dat în februarie, după care lumea s-a schimbat și pentru că la momentul respectiv erau mai puține cazuri în Slovacia, s-a dorit mutarea filmării acolo, după care nici acolo nu a mai fost așa de bine și iarăși planul inițial era să plec cu însoțită de soțul meu, poate sau de altcineva în Slovacia, nu s-a mai putut nici asta și atunci am mers doar eu cu Lia pe durata filmărilor, mă rog, mai întâi o săptămână, după care o lună. Acolo era lockdown, dar noi filmam cu spor și ne-am întors sănătoase, a fost foarte bine, n-am avut niciun incident. Oamenii erau foarte precauți pe set și cred că din anumite puncte de vedere am chiar mai safe acolo decât în România. Dana Logos, tu ești o persoană tonică, optimistă. Ție-ți place în țara asta? Anii ăștia au fost, cred că, adică ultimii, să zicem, 2-3 ani au fost, sincer, primii ani în care m-am gândit cum ar fi dacă la un moment dat aș trăi în afara granițelor țării, o recunosc. Mi-a fost, cred că 1 decembrie ăsta mi-a fost cel mai greu, n-am putut. Știi, textele alea online cum la mulți în România, ce multe iubesc, așa. Am zis că mi-e greu să scriu textul ăsta, anul ăsta. Așa s-a întâmplat, așa am simțit. Sigur că poate că e o etapă, dar nu știu, când te gândești la copiii tăi, ok, eu am o profesie care e cumva legată de limba asta, eu nu sunt un ITist care să poată să lucreze din Thailanda, de pe plajă. Nu, eu joc în limba română, în mare parte din timp, și sunt cumva legată de România. Dar pentru copiii mei, da, nu știu, aș gândi că poate că le-ar fi mai bine la un moment dat, toată lumea o să mă urască pentru asta, dar e o posibilitate deja luată în calcul. E ceva în mod particular care te-a nemulțumit anul ăsta? Legat de școală, legat de... Pur și simplu și apropo de, uite, de vaccinare și de, adică sistemul medical, sistemul de învățământ, sunt lucruri la care ești mai atent în momentul în care devii părinte. Și cumva parcă pentru tine deja zici, ok, merge. Eu pot să înghit. Da, și cumva da, eu mi-am găsit un rost, adică eu am totuși, am muncit atâția ani aici, adică mi se pare că am tot construit ce eu, în momentul să mă bucur de ce am construit. Dar copiii poate că vor avea alt drum. Nu știu, dar poate că e influențat de pandemie acest gând și de, repede, toată nebunia asta și faptul că la un moment dat simțeai că bula ta e foarte mică. Adică și aveai senzația că de fapt când ești puțin așa, oamenii sunt foarte diferiți de tine. Adică, nu știu, cred că toți am trăit surprize, chiar și în cercul nostru de prieteni, sau mi-am dat seama că, de fapt, oamenii gândesc complet diferit de tine și că, nu știu. A fost ca o hârtie de tunesol, ai făcut descoperiri interesante și în jurul tău. Da, într-un fel, da. Și, repet, iarăși, eu mă adaptez și eu sunt un om care... Sincer, sunt un om foarte muncitor și care îndură foarte multe și foarte tolerant și, ok, merg mai departe. Dar, repet, cred că pentru copiii mei aș accepta și îmbrățișa, nu știu, decizia lor de a pleca și a studia în străinătate. Chiar, deși eu nu o vedeam ca opțiune la vârsta mea, în adolescența mea, deși mi se propusese la un moment dat, adică la momentul că... Chiar și în facultate, poate că unii aplicau pentru Erasmus sau alte burse sau așa, eram, dar ce, cum? Nu e foarte bine aici? Acum văd puțin diferit lucrurile. Celebritatea e ceva cu care te-ai obișnuit, spuneai. Dar ai avut momente, ai avut sau ți-amintești de vreun moment în care ți-ai fi dorit mai degrabă să fii necunoscută, anonimă? Sunt multe momente în care nu vrei să fii neapărat băgat în seamă, pur și simplu. Adică o chestie de... N-ai vrea să atragi atenția, dacă se poate. Sunt momentele în care vrei să fii tu cu tine. Și cred că la orice moment important în viață, că e o boală sau așa, lucrurile vin și cu avantaje și cu dezavantaje. Dar în extrema, cumva. Adică poți ai anumite beneficii, real, și poți ai foarte multe alte suferințe pentru că povestea ta devine a tuturor. Adică cred că în situațiile cu adevărat importante în viață e această balanță așa care te duce din agonie în extaz probabil, adică din ambele extreme. Luăm ultima pauză a discuției noastre și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.
Ne-am întors, invitat în zile de astăzi, Dana Rogoz. Noi înregistrăm emisiunea, cei care se uită o văd însă în a doua zi de Crăciun. Sărbătorile pentru tine, Dana Rogoz, astea, Crăciun, Revelion, ce înseamnă? Crăciun a fost aproape întotdeauna acasă. Adică nici nu țin minte când să fi plecat vreodată de Crăciun. Anul trecut a fost un Crăciun atipic, am fost doar eu și Radu, soțul meu, și cei doi copii, doar noi, la o masă, și de Crăciun și de Revelion, acasă, am stat cu minți, am încercat, adică am tot anul, am evitat călătoriile, scop turistic, doar eu am fost plecată, dar cumva cu la lucru, dar altfel am zis să nu ne expunem inutil. Anul ăsta reluăm cumva niște tradiții, și anume prietenii apropiați și parte din familia mea va veni pe 24 decembrie și... Da, nu știu, nu e o seară, facem nimic nebunesc, pur și simplu eu ar trebui să gătesc ceva. O nebunie. E o nebunie asta, în sine. Și, mă rog, să ne oferim cadouri și atât, și să stăm în pahar de vin și la o poveste așa, și la un board game. Mulțumim mult de tot că ai venit astăzi. Sărbători liniștite și vouă și celor care ne urmăresc astăzi. Mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.